Suntem din nou în direct, este ora 17. Sunt Sabina Iosub și vă spun că Antena 3 a intrat în posesia unor conversații incendiare între procurorul exclus din magistratură, Mircea Negulescu, și Răzvan Alexe, martor în dosarul Cosma. Vedeți deja pe ecran o parte din aceste conversații. În discuții, Negulescu se pare la ordinele șefului său, Lucian Onea, de la Unitatea de Elită DNA Ploiești, îi cere lui Alexe să mintă în legătură cu banii pe care i-ar fi dat lui Vlad Cosma. Conversațiile sunt absolut halucinante, vedeți deja, se folosesc termenii deja cunoscuți în argoul de la DNA Ploiești. Ana Bujor știe detaliile acestor conversații. Ana, bun găsit! Bun găsit, Sabina, bun găsit tuturor! Vorbim într-adevăr despre niște conversații halucinante, așa cum le denumeai și tu, și spun asta pentru că se folosesc aceleași metode deja publice pe care Antena 3 le-a făcut de rânduri, metode pe care procurorii de la DNA Ploiești le-ar fi folosit în anchetele lor. Vorbim despre o conversație pe WhatsApp între procurorul Negulescu și Răzvan Alexe, în care efectiv se cerea acestuia să declare într-un anume sens în legătură cu dosarul lui Vlad Cosma și al lui Mircea Cosma. Într-adevăr, aceste conversații au avut loc pe 10 noiembrie 2014, exact cu două zile înainte ca Răzvan Alexe să fie audiat în acest dosar. Ana, cum schimbă, să spunem, aceste conversații apărute astăzi cursul discuțiilor din ultima perioadă? Sau ce adaugă la toate dezvăluirile făcute în această perioadă? Din punctul tău de vedere, ești coordonatorul secției eveniment și ai văzut toate aceste convorbiri, ai auzit înregistrările, știi toată povestea. Aceste conversații, din punctul meu de vedere, vin să confirme încă o dată, dacă mai era nevoie, modalitatea de lucru a acestui procuror. Și spun dacă mai era nevoie, pentru simplu motiv că până și inspecția judiciară, în momentul în care a făcut ancheta în ceea ce îl privește pe Negulescu, a constatat faptul că modul în care erau făcute anchetele de acest procuror a fost unul, să spunem, eronat într-un mod plăcut. Și iată că în cele din urmă Consiliul Superior al Magistraturii, secția disciplinară de procurori, a decis excluderea lui din magistratură. Dar a rămas în continuare acolo Lucian Onea. E adevărat că în acest moment pe rolul inspecției judiciare se află un dosar în ceea ce îl privește, dar este foarte interesant de văzut care va fi dezmodământul. Mulțumesc, Ana, foarte mult pentru ceea ce ne-ai explicat. Alături de mine în platou sunt și le mulțumesc pentru prezență Sergiu Andon și Mihai Belu. O să analizăm în câteva clipe toată această situație prin prisma noilor conversații pe care le vedem. Vlad Cosma este și el în direct cu noi. Bun găsit! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Foarte interesante aceste conversații în care i se cere, de fapt, lui Alexe să mintă în legătură cu dumneavoastră. Am trăit cu această convingere în toți acești ani, iar mesajele acestea din 10 noiembrie 2014 sunt, de fapt, cu două zile înainte ca domnul Alexe să vină la înalta curte și să dea o declarație mincinoasă, lucru care a ieșit la iveală în anul 2018, acum, în luna februarie, când a avut curaj să vină în fața completului de 5 judecători de la înalta curte și să confirme faptul că a mințit în ceea ce ne privește. Probabil că și în perioada următoare vom asista la multe astfel de dezvăluiri, așa cum am spus și eu într-o intervenție la dumneavoastră, la Antena 3, eu nu sunt singurul care i-a înregistrat pe acești procurori din Ploiești. Foarte mulți oameni dețin astfel de probe și mă bucur că ies la iveală. Vreau să ne auzim ceva mai bine și o să refacem legătura telefonică cu dumneavoastră. Între timp, vreau să vedem împreună aceste conversații, exact ce conțin conversațiile despre care vorbeam, și o să-i rog pe colegii mei să afișeze pe ecran discuțiile de pe WhatsApp, pentru ca ele să fie foarte vizibile pentru toată lumea. Dacă iese PSD-ul și vine Ponta la putere, atunci să te ții.
Mie poate să-mi, și e cu puncte, puncte, pentru că îmi spun colegii mei o jurătură acolo și de aceea a fost blurată. Dacă îi dau voie, o să încerce cu tine, zice Alexe, așa, el e cu un picior în groapă, îl aștept și tot mușca așa în cădere. Să spunem, asta este aici discuția cumva cu zona ce atinge și zona politică, însă mare atenție la această conversație. Negulescu cu Alexe, ziceam, ce faci? La birou, sunt cu Lucică, zice că ai mâine termen la ICCJ. Poi mâine, pe 12, miercuri, da. Zice Lucică să zici că banii i-a luat Cosma. Ai înțeles, da? Nu am cum să mint în halul ăsta. Ba da, nu sunt credibil și o să-mi scoată recunoașterea. Tu faci cum zice Lucică dacă vrei să fie bine. Dacă nu, o să te ardă. Stai că te sun să îți zică el direct. Vedem că este un missed call acolo, un apel nepreluat. Te sun pe Telegram, este în final un mesaj pe WhatsApp. O să refacem legătura telefonică cu Vlad Cosma. Am reușit de fapt acest lucru. Domnule Cosma, sper că ne auzim ceva mai bine acum. E mult mai bine. Am văzut, să spunem, toată această conversație în care la un moment dat Alexe zice: "Dom'le, n-am cum să mint în halul ăsta." Ba da, că o să te ardă. Până la urmă a mințit în acel hal, da? Asta înțelegem. Da, atât domnul Răzvan Alexe cât și mai mulți martori din dosarul nostru au fost constrânși de procurorul Negulescu și Onea să facă aceste declarații mincinoase. Partea bună este că după ce domnul Negulescu a fost exclus din magistratură, acești oameni au avut curajul să vină și să spună adevărul. Este cel mai important lucru și mă bucur că ies la lumină astfel de dovezi. Și din ceea ce cunosc, mai există și altele, inclusiv înregistrări audio cu martori din aceste dosare false de la Ploiești, cum acești martori erau constrânși să mintă sau să completeze denunțul după dictare. E foarte complicat de înțeles de ce în toți acești ani nu a ieșit mai nimic, să spunem, la iveală din povestea asta. Pentru că startul s-a dat anul trecut, în ianuarie, dacă nu mă înșel, 2017, când a apărut chiar la dumneavoastră prima înregistrare cu acel domn șomeru din Prahova, iar de atunci, de când Negulescu a fost suspendat, în fiecare lună, în fiecare săptămână, vedem astfel de înregistrări, pentru că explicația este simplă, toți oamenii care au intrat în contact cu acești procurori au fost șocați și îngroziți de modul de lucru, iar cine a avut curaj a încercat să înregistreze, să pozeze, să facă prin screen la conversații. Acesta este motivul, pentru că noi toți cei din Prahova nu puteam să credem ceea ce se întâmplă acolo. Rămâneți alături de mine, vă rog. Spuneam că Sergiu Andon și Mihai Belu sunt în platou în această după-amiază importantă, aș zice eu, prin prisma acestor noi dezvăluiri, domnule Andon. Ce vă spun aceste mesaje pe care le-am văzut, le-am citit împreună? Mă amuțesc. Ele îmi spun foarte multe, dar nu mai am eu grai. Au ele prea mult grai. Nu știu ce să zic, așa parcă am trăit într-o lume în care conductele de apă curată s-au conectat la haznale și la robinet ne vine produs de hazna și apa curată nu știu dacă mai pleacă undeva. Consternarea mea vine că în trepte. Întâi am fost la primele cazuri contrariat că fie și izolat se pot întâmpla așa ceva într-un areal care pentru mine, care am profesat drept o viață întreagă, e sacru, e un templu. După aceea m-am mai clarificat și am zis, bun, ăsta a fost un sistem regizat. Să punem nebun, șantajabil și semidox profesional ca să-i putem manipula, că avem noi războiul nostru. Abject, dar era o înțelegere. Acum se adaugă încă un plan de stupefacție pentru mine și anume, când se vede că se duce sistemul de râpă, credibilitatea justiției spre pământ, există factori cu răspundere care în loc să încerce să excizeze repede această gangrenă,
și să se salveze ce se mai poate salva din trupul justiției sau măcar din partea de urmărire penală, unde e acumularea, dar nu numai de puroi mai mare, se complac în vorbe în dresul busuiocului, în joc de imagini și de replici, când mortul e mare cât casa și vă spun, pe robinete vine apă de hazna. Asta e problema. Iar totul se reduce la o dispută între tabere politice. Sigur, unii sunt împotriva acestui fenomen, probabil conjunctural, alții sunt, încearcă să-l acopere, dar cu ce preț? Cu prețul infectării generale? Și aș vrea să mai spun un lucru. Eu admit ipotetic, și să mă scuze domnul Cosma, dar admit ca ipoteză de lucru, că ar fi fost vinovat în acel dosar sau că era vinovat. Dar întreb, și mă întreb ca om care am profesat, am mâncat pâine amară din justiție, pâine cu pește sărat, ca să pot, când era salariul mic, să trec. Întreb, cine-i mai vinovat? Inculpatul, indiferent pentru orice faptă, sau procurorul, om al legii, chirurgul care trebuie să lucreze cu instrumente sterile și care înainte de a intra în plagă, el trece până bălegar. Bălegarul unei alte infracțiuni, incitare la mărturie mincinoasă, cum vreți să-i spuneți. Și atunci, repet, unde-i dreptatea? Pentru îi întreb pe cei care apără sistemul, care încearcă să minimalizeze drama, tragedia justiției de la noi. Cine-ți mai vinovați? Inculpații care fie având părțile lor de vină sau chirurgii dreptului care în loc să lucreze cu instrumentele aseptice și cu știința dreptului, lucrează cu excremente infracționale. Cele făcute de ei. Merg din nou la Vlad Cosma, pentru că am văzut în aceste mesaje, domnule Cosma, și referiri la PSD, la Liviu Dragnea, la momentul ordonanței 13, vrei bătaie, fotografii cu Liviu Dragnea cu un ochi negrit de la bătaie, mă rog, se înțelege din această fotografie. Existau și astfel de discuții acolo în unitatea de elită a DNA-ului, extrem de politice. Aceste mesaje sunt între domnul Alexei și domnul Niculescu, deci pot doar să comentez ceea ce văd împreună cu dumneavoastră, dar pot să confirm că și eu am asistat la discuții în biroul lui Niculescu și al lui Onea, discuții politice, evident. Inclusiv vedem acest mesaj legat de ordonanța 13, da, în acea perioadă am fost și eu în biroul lui Niculescu și știu că era o distracție foarte mare la unitatea de elită în legătură cu protestele de stradă, să vorbea în niște termene obsceni la adresa politicienilor, adică ceea ce vedem în aceste mesaje. Lucian Unea, procurorul șef. Procurorul șef de la unitatea de elită. Deci exact. Nu numai portocale. Domnul Cosma, dau o întrebare. Mihai Belu, sunt... vă învăța acolo procurorul, spunea, hai să vorbim pe WhatsApp sau hai să vorbim pe Telegram. Exista așa o aparentă preocupare pentru a se feri de niște alți procurori care ar fi putut să le sancționeze abuzurile? Da, este corect ceea ce spuneți dumneavoastră. Dacă ne aducem aminte, în primul meu episod pe care l-am prezentat la Antena 3, există chiar și o înregistrare audio în care Negulescu sună pe Onea Lucian, zis Lucică, și spune, te sun pe WhatsApp ca să putem să vorbim. Adică ei oarecum încercau să ferească în ceea ce fac, de cine poate să înregistreze aceste convorbiri. Nu, v-am întrebat de ce, pentru că e aparent în restul conversației pe care o vedem cu toții astăzi pe WhatsApp, nu par să se ferească de nimeni. Pe mine o bucată din conversația asta mă duce Lucică cu gândul... Zice Lucică să zici că banii i-a luat exact. Cosma cu subiect și predicat, adică nu s-au oferit aici deloc. Din câte știu, există filmarea acestor convorbiri, adică domnul Alexe și-a filmat inclusiv telefonul ca să nu existe niciun fel de dubiu, dar astfel de convorbiri ați văzut că le-a prezentat și sora mea la Antena 3 încă din luna septembrie 2017. Sunt mulți oameni din orașul Ploiești care au astfel de mesaje, astfel de convorbiri
astfel de înregistrări. Dar cu ce schimbau banii ăia economia procesului dumneavoastră? Pentru că, na, să înțelegem și noi și restul telespectatorilor, cu ce se schimba economia dosarului dacă recunoștea și banii. Înțeleg că până atunci omul acceptase să recunoască o mulțime de lucruri, dar rămăseseră faptul că luase dumneavoastră bani. Ar însemna să intru pe fondul cauzei și eu nu doresc să fac o apărare la televizor, dar ca să vă răspund scurt la întrebare, domnul Alexe avea o procedură de recunoaștere a faptelor sale, iar domnii procurori nu erau mulțumiți. Îi cereau acestui domn Alexe să vină și să spună că ne-a dat nouă niște sume de bani care astăzi când vedem la înalta curte, toți au venit și au recunoscut că au mințit. Nu am cum să mint în halul ăsta, zice Alexe, nu sunt credibil și o să-mi scoată recunoașterea, exact la ce vă referați dumneavoastră, domnule Cosma. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră alături de